până la urmă noi suntem steaua, nu contează cu cine jucăm. Wallace da Silva a semnat încă din primăvară cu steaua, dar din cauza pandemiei a avut drept de joc abia în acest sezon. Experiența brazilianului în apărare și-a spus cuvântul încă din primele întâlniri, în ciuda faptului că n-a avut meciuri în picioare în acest an. Fotbalistul cu peste 100 de partide în primele două ligi ale României ne-a dezvăluit și planurile sale de viitor cu echipa antrenată de Daniel Oprița. Sunt fericit că am ajuns aici la steaua. Pentru că e cea mai mare echipă de Românie și Sper să, să ajute echipă să îndeplinim obiectiv. Mai ai până să mi revin la nivel care am fost înainte, având în vedere că am stat destul de mult timp fără să joc, dar mă simt bine acum. Unde te vezi peste 3 ani? Mă văd din Liga Antic cu, cu Steaua. Cum se pare acest meci cu FCSB? Cum e, pentru... e pentru mine e un meci cum a fost și cu Balotești. Trebuie să luăm la fiecare meci să ne gândim doar la victoria, indiferent dacă e FCSB, dacă e Dinam Rapid sau cealaltă echipe din seara noastră, noi trebuie să ne concentrăm și să câștigăm toate meciurile. Deja s-a creat o familie, avem un grup frumos, jucători toți de valoare, adică vedeți și voi că într-un meci apare 11 cealaltă meci, iarăși, și alți jucători, adică suntem un lot destul de valoros și nu există aici titular sau rezervă. Fundașul de 30 de ani a mai evoluat în România pentru Rapid, Juventus, Dunărea, Călăraș sau Petrolul, printre altele. Wallace este căsătorit cu o româncă, iar săptămâna viitoare va avea loc un nou eveniment important în familia lui. Va deveni tătic pentru a doua oară. În 2007 am trecut prima oară pe aici și atunci când am cunoscut pe nevața mea, pe soția mea și am ținut legătură și din 2009 m-am stabilit aici m-am surat și m-am stabilit aici. Ce se gătește la voi acasă? Sincer, eu cred că se gătește mai mult în brazilian, încă noi de obicei mâncăm foarte multă carne, noi mâncăm mai mult vită, vită la grătar, legume, este din asta. Eu nu sunt obișnuit cum mâncați voi, gen primul fel, felul doi, dar nu am nicio problemă, mai mănânc și mâncare gătită, îmi place mâncarea voastră, îmi place.